Salutări, prieteni! Ne întoarcem în Islands și de data aceasta am zis să vă arăt un encounter marin. Aceste întâlniri pe apă sunt simbolizate de această baliză pe care o vedeți în partea de sus a busolei, partea de sud. Deci dacă așa, deci cum navigăm așa, este undeva în stânga noastră. Este chiar sub noi, de fapt, poate puțin mai la stânga. Și întotdeauna pe apă plutesc niște resturi. De exemplu, vedeți acolo ceva plutind pe apă. Și aici în spate pare a fi o sticlă și încă ceva. Și aici într-o lateral ar trebui să mai fie, în general, cam 3-4 lucruri plutitoare. Sunt la suprafața apei. Da, uite, este al patrulea. Tot o sticlă. În zona în care este pe fundul mării un encounter de asta acvatic. Și pentru a vedea despre ce e vorba, ne trebuie costumul de scafandru. Nu uitați să luați cu voi unealta de apărare. Unde ești aici? Aceasta, Fish Repellent Flare. În principiu, înainte trebuia construită, acum se poate cumpăra de la un pescar și se pot cumpăra și cartușe pentru folosirea ei. Acestea sunt, eu acum le pot fabrica. Dar se pot și cumpăra, deci nu mai ușor. Și să vedem ce avem aici. Avem o sticlă, o pălărie, încă o sticlă. Era o pălărie de alchimist. Aici este o pană de scris. Foarte probabil e ceva legat de alchimie pe fundul mării. Și hai să vedem de ce e vorba. Cred că aici este, unde se văd acele... Da. Scattered Esoteric Convoy, un convoi magic, ezoteric, împrăștiat. Hai să vedem ce găsim pe fundul mării aici. Uite, avem... putem să punem o chestie care nu exista înainte. Și anume... recoltator de oxigen care îl putem pune aici între coralii de oxigen să adune oxigen. Avem un cufăr. Ce avem în el? Anemone, bun. Asta este o chestie rară deocamdată pentru mine. Un secret de alchimist. Știam această rețetă, nu-i nimic. Încă un secret de alchimist. Cufăr, ce avem aici? Niște cizme de pirat, bani, praf magic, o lanternă. Un cufăr.
asta nu putem deschide. Un butoi. Avem un rechin. Activăm lumânarea care îl va alunga, îl va ține departe de noi. Avem de descoperit un secret. Uite-l. Am descoperit tot ce era pe aici. Să nu iert, să nu scăpăm ceva. Asta e gol. Gol. Cred că am luat tot. Am ieșit la suprafață. Aceasta a fost explorarea în pe fundul mării. Întoarcem la hainele de zi cu zi. Este foarte utilă această valiză care înainte nu exista. Am inventarul cu haine și armuri. Acum putem păstra armurile și hainele în această valiză. Și continuăm explorarea. Căutam o insulă care cred că este în partea cealaltă. Hai să vedem. Dreaptă insula pe care o am vizitat-o deja și ne apropiem de o altă insulă. După cum vă spuneam, este absolut necesar să aveți arme de foc în această zonă, zona temperată, pentru că dușmanii sunt foarte puternici. Mai ales golemii de navă, naval golem sau navă sau shipwreck golem de fapt. Golemii din resturile de nave naufragiate sunt foarte puternici. În general, aceștia vor fi distruși dintr-o lovitură sau două doar cu tunurile. Dacă trageți din ei cu o archebuză sau cu o pușcă sau un pistol, trebuie vreo 7, 8, 9 lovituri. Și până atunci, 2-3 lovituri de la golemii respectivi sunt foarte sigură. Așa că trebuie să fiți foarte atenți. Am văzut că videoclipurile mai lungi nu sunt urmărite până la capăt, așa că o să mă rezum din nou la videoclipuri de 15 minute, care probabil sunt... Avem o peșteră. Se pare că este o peșteră subacvatică.
este a doua peșteră subacvatică din zona temperată. Am mai descoperit una mai tot pe această hartă. Încă n-am intrat în ele pentru că sunt foarte greu de explorat. Aici. Luăm din nou costumul de scafandru, să vedem ce avem. Și cred că după această explorare voi încheia videoclipul. Ce auziți este papagalul meu. Am un papagal. Să luăm și lumânarea respingătoare de pești și ne aruncăm în apă. Ce este adâncime foarte mare. De aceea peșterile subacvatice sunt foarte greu de explorat, pentru că aici trebuie să fie. Sunt adâncime foarte mare și în plus, odată intrate în ea, în această, uite-o. Într-adevăr, este o peșteră subacvatică. De multe ori, ceea ce găsim în ea merită riscul, dar este o intrare foarte riscantă. Așa că nu vom intra acum, doar am descoperit-o ca să avem pe hartă. După cum vedeți, contează, durează foarte mult și să ajungem doar până la ea. E la o adâncime foarte mare. Avem timp să ajungem exact până la insula pe care o vedem în zare. Hai să ne luăm echipamentul de Mad Marine, de infanterist marin nebun. Mad Marine Armor. Este o armură ușoară foarte bună pentru această zonă. Există armuri mai puternice, dar care vă limitează viteza și posibilitatea de a oferi de lovituri. Armura aceasta, Mad Marine Armor, este o armură ușoară care nu vă limitează cu nimic și vă dă protecție la frig, ceea ce în aceste zone este important pentru momentul când urcați pe munte sau noaptea, când se face destul de frig în zona temperată. Să vedem cum va fi când ajungem în zona în tundră și în zona polară, acolo cu siguranță să fie mai complicat. Și se arată insula în zare, ne apropiem. Deocamdată nu se vede nimic deosebit. E o insulă muntoasă, probabil vom găsi și aici resurse. Ne trebuie o mulțime de cărbune și de sulf. În general, găsim mai mult sulf decât cărbune, ceea ce este oarecum ok, pentru că sulful este mai nou folosit pentru bandajele speciale. Deci și ultimul tip de bandaj. Bandajele cele mai eficiente se fabrică acum și cu sulf. Este nevoie și de sulf pentru ele, înainte nu era nevoie.
interesantă melodie, ce se aude? Ah. Nu cred că este din joc. Și am ajuns pe... Și vedem... În depărtare... Un turn, o fortificație care cu siguranță o să fie plină de fantome de pirați. Următorul videoclip o să fie despre asta. Voi explora înainte zona și vă voi aștepta cu un nou episod. Până atunci, Robra vă urează o zi bună și la revedere! Ne vedem în episodul următor!